Noua conducere instalată la CNH a schimbat și directorul comercial al companiei, iar de aici s-au generat o serie de schimbări la diferite nivele de conducere. Mihail Stoicescu, cel mai longeviv șef pe care l-a avut Compania Națională a Huilei în ultimii ani, a fost schimbat din funcția de conducere pe care o deținea. Schimbarea s-a făcut din această săptămână și Stoicescu nu mai este director comercial. În locul său a fost numit inginerul șef electromecanic din cadrul CNH, Adrian Suciu. De asemenea, în funcția de inginer șef electromecanic CNH a fost numit Alexandru Popescu, fost inginer șef electromecanic la exploatarea minieră Petrila. Directorul general al CNH, Nicolae Drăgoi, a motivat decizia acestor schimbări prin faptul că dorește să-și facă echipa cu care să poată face performanță. Drăgoi i-a luat locul lui Constantin Jujan, care a fost numit director la EME Petrila. El l-a înlocuit pe Mihai Ermoiu, aflat în concediu medical. Până la numirea sa în funcția de conducere a companiei Huilei, Drăgoi a fost director la Mina Uricani, post în care urmează să pună un nou director în zilele următoare.